Iată titlurile acestei ediții. A trăit o sperietură zdravănă. Un bărbat a rămas blocat într-o fântână de revizia controlului de apă și nu putea nici de cum să iasă. Prezenta pericol pentru securitatea națională. Un cetățean israelian în vârstă de 36 de ani a fost reținut pe teritoriul municipiului Chișinău, apoi declarat indezirabil. Doi șefi de secție din cadrul Spitalului Raional Ialoveni sunt bănuiți că preluau sistematic mită de la pacienți. Sumele variau între 150 și 3600 de lei. Contrabandă cu 11 kg cu droguri, o femeie ar fi adus din Odessa narcotice în valoare de 6,6 milioane de lei. A trăit o sperietură pe cinste. Un bărbat a rămas blocat într-o fântână de revizie a controlului de apă și nu putea nici de cum să iasă. Acesta a fost recuperat de pompieri și salvatori. Despre cele întâmplate, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a fost alertat în după-amiaza de 18 iulie în jurul orei 16. Potrivit informației recepționate, de ajutorul lor era nevoie în satul Egorovka din raionul Fălești. La fața locului a intervenit un echipaj de salvatori care a stabilit că un bărbat în vârstă de 57 de ani a rămas blocat în fântâna de revizie a controlului de apă cu diametrul de 80 de centimetri și adâncimea de 1 metru. Angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au reușit să extragă bărbatul la suprafață în mai puțin de 20 de minute. Din fericire, persoana nu a avut de suferit careva traumatisme. Potrivit datelor oferite de pompieri, în ultimele 24 de ore, aceștia au intervenit în 70 de situații de risc. Prezenta pericol pentru securitatea națională. Un cetățean israelian în vârstă de 36 de ani a fost reținut pe teritoriul municipiului Chișinău, fiind suspectat că ar face parte din structuri criminale. Potrivit unor date operative de care au făcut rost oamenii legii, acesta intenționa să pregătească infracțiuni în domeniul IT, dar și escrocherii și contrabandă cu bani obținuți pe cale criminale. Potrivit oamenilor legii, pe numele lui sunt pornite dosare penale și în Israel, pentru banditism și escrocherie, el fiind membru al unei grupări criminale. După reținere, bărbatul a fost declarat indezirabil pentru o perioadă de 5 ani pe teritoriul Republicii Moldova. Ulterior, străinul a fost transportat pe aeroportul internațional Chișinău și predat polițiștilor de frontieră, pentru ca bărbatul să fie îndepărtat de pe teritoriul țării noastre în Israel, pe cale aeriană. În ultimii 5 ani, Inspectoratul General pentru Migrație a declarat indezirabil 584 de cetățeni străini pentru perioade ce variază între 5 și 15 ani. Un bărbat în vârstă de 48 de ani, condamnat anterior la 13 ani de pușcărie pentru că ar fi bătut până la moarte un tânăr de 23 de ani, a fost reținut. Individul se ascundea de forțele de ordine în speranța că nu va ajunge la pușcărie, însă a fost identificat și încătușat de ofițerii Inspectoratului Național de Investigație. Potrivit oamenilor legii, bărbatul este originar din raionul Strășeni, iar în anul 2019 ar fi bătut cu bestialitate un tânăr de 23 de ani. Traumatismele și rănile suferite au fost atât de grave încât victima a decedat la câteva zile pe patul de spital. Bănuitul fusese condamnat la 13 ani de detenție, însă pentru că se eschiva de pedapsă a fost anunțat în căutare națională. Acesta se ascundea de oamenii legii în municipiul Chișinău, activând neoficial în cadrul diferitor companii, permanent schimbându-și locul de muncă. Ulterior reținerii, bărbatul a fost transmis instituțiilor de drept pentru executarea pedepsei. Doi șefi de secție din cadrul Spitalului Raional Ialoveni au ajuns în vizorul ofițerilor anticorupție, bănuiți că preluau sistematic mită de la pacienți. Într-un caz, unul dintre bănuiți este cercetat că pretindea și accepta sistematic sume bănești pentru urgentarea procesului de efectuare a examenelor medicale în afara programului. Pentru aceste servicii, pacienții achitau sume cuprinse între 200 și 3600 de lei per investigație. În ceea ce îl privește pe cel de-al doilea bănuit, el lua
amită pentru a urgenta investigațiile imagistice și radiologice, sumele neînregistrate în contabilitatea instituției variind între 150 și 550 de lei per pacient. Ofițerii și procurorii anticorupție au percheziționat birourile de serviciu, domiciliile, dar și automobilele medicilor, de unde au ridicat sume de bani atât în lei cât și în diferită valută, precum și unele registre de evidențe relevante anchetei. Ambele persoane sunt cercetate în stare de libertate și se prezumă nevinovate. Procuratura anticorupție conduce urmărirea penală. Caz ieșit din comun la o stație de așteptare din Chișinău. Un individ agresiv a rupt anunțurile publicitare. Cazul a avut loc acum câteva zile la o stație de lângă Universitatea de Medicină din capitală. Oamenii care erau în stație s-au ferit de el, unii chiar au încercat să-l atenționeze și să-l prevină că vor chema poliția. Успокойся, мужик! În cele din urmă, un alt bărbat s-a luat cu ele la bătaie pentru a-l calma. Deocamdată nu se cunoaște ce l-ar fi motivat pe bărbat să recurgă la acest gest, însă în comentarii internauții au atras atenția că el rupea publicitatea unei companii de microfinanțare. Contactat telefonic, ofițerul de presă de la Poliția Capitalei Natalia Stati a comunicat că bărbatul a fost identificat și reținut de către polițiștii Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă. El s-a dovedit a fi în vârstă de 53 de ani. Acesta a fost sancționat contravențional pentru distrugerea sau deteriorarea bunurilor străine, dar și pentru huliganism nu prea grav. Ar fi adus prin contrabandă din Ucraina narcotice în valoare de peste 6,6 milioane de lei. Ofițerii Direcției Antidrog și Procurorii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale anunță reținerea unei șoferițe din Odessa. Aceasta ar fi intrat în Republica Moldova prin punctul de trecere a frontierei Palanca, iar narcoticele erau ascunse în motoare pentru pomparea apei. Femeia, în vârstă de 41 de ani, conducea un microbuz în care transporta cutii cu motoare pentru apă. După ce a traversat frontiera, în baza măsurilor de investigare, microbuzul a fost oprit de ofițerii Inspectoratului Național de Investigație. Prin urmare, în timpul percheziționării microbuzului, în 4 motoare de pompare au fost depistate 21 de ambalaje cu droguri de tip Alfa-PVP. În total ar fi vorba de 11 kg de sare în valoare de 6,6 milioane de lei. Prin urmare, drogurile au fost indisponibilizate ca probe în dosarul penal, iar microbuzul a fost ridicat în calitate de mijloc de transport folosit la comiterea acestei fapte de contrabandă și urmează a fi confiscat în folosul statului. Femeia care transporta narcoticele a fost plasată în arest preventiv pentru 20 de zile, iar cercetările pe caz continuă. De menționat că drogurile de tip Alfa-PVP sunt cristale de culoare alb sau roz, denumite sare, care provoacă paranoie sau halucinații ce pot duce la automutilarea consumatorului. Colete cu surprize zboară peste zidurile penitenciarelor din țară. Mai multe tentative de a transmite obiecte și substanțe interzise deținuților au fost date peste cap de către angajații instituțiilor de detenție. Cele mai recente incidente au fost înregistrate în noaptea de 18 spre 19 iulie. Unul dintre cazuri a avut loc la penitenciarul numărul 17 Rezina. Angajații instituției au observat cum peste unul din ziduri a fost aruncat un obiect suspect. De la fața locului, oamenii legii au ridicat un pet din plastic, în interiorul căruia se aflau două cabluri USB și trei telefoane mobile. Un alt caz a avut loc la penitenciarul numărul 18 Brănești. Angajații au ridicat un obiect sferic, în interiorul căruia se afla un pachetel învelit cu o bandă adezivă care conținea un praf de culoare albă, dar și alte două pachetele din polietilene cu o substanță solidă de culoare galben-cafeniu, cu miros specific înțepător. Preliminar ar fi vorba despre substanțe narcotice, însă asta va fi concretizat numai după efectuarea expertizelor. Despre ambele cazuri a fost sesizată poliția pentru ca oamenii legii să identifice persoanele civile care au aruncat bunurile peste zidurile penitenciarelor. În acest sens, Administrația Națională a Penitenciarelor vine cu un apel către toți cetățenii să respecte legea și să nu pună în pericol propria libertate încercând să transmită deținuților obiecte interzise în penitenciar. Mai multe evenimente din țară și de peste hotare, pe scurt. Ar fi încercat să aducă în Moldova 4 biciclete care cel mai probabil au fost furate din Franța.
Intenția unui moldovean de 37 de ani a fost dată peste cap de către polițiștii de frontieră în comun cu ofițerii Frontex. Potrivit datelor, în punctul de trecere a frontierei Leușeni se prezentase un autocar de rută Franța-Republica Moldova cu remorcă, ambele fiind înmatriculate în România. La volanul autocarului a fost legitimat un cetățean moldovean în vârstă de 37 de ani. În cadrul controlului de specialitate, echipa mixtă a observat în remorcă 4 biciclete pentru care șoferul nu a putut prezenta niciun document. Preliminar, bunurile ar fi fost furate din Franța. Estimativ, valoarea unei biciclete se încadrează între 5.000 și 7.000 de euro. Prin urmare, bicicletele au fost indisponibilizate, iar investigațiile pe caz continuă. Operațiune neobișnuită de salvare în raionul Râșcani. Inspectorii pentru protecția mediului au intervenit pentru a salva un pui de căprioară aflat într-o situație critică. Bietul animăluț a fost descoperit slăbit de puteri și într-o stare deplorabilă de către un cetățean în timpul lucrărilor de recoltare în satul Braniște. Bărbatul a anunțat autoritățile, iar la fața locului au intervenit inspectorii de mediu. Puiul de căprioară a fost preluat și predat pădurarului responsabil de acea zonă pentru îngrijiri. Starea puiului de căprioară în acest moment este satisfăcătoare, însă are nevoie de o perioadă de reabilitare. După ce își va reveni complet, acesta va fi eliberat în habitaclul său natural. Descoperire neașteptată într-o pădure din raionul Drochia. Inspectorii de mediu au constatat că un sector de pădure din localitatea Maramonovca a fost amenajat pentru creșterea animalelor domestice, punând în pericol ecosistemul fragil al zonei. Inspectorii de mediu efectuau razii de combatere a tăierilor ilegale de copaci când au descoperit crescătoria ilegală de porci domestici. Oamenii legii au identificat și persoanele care au amenajat acea zonă ilicit și au constatat că prin acțiunile lor mediului i-au fost cauzate prejudicii de aproape 3.000 de lei. Astfel, persoanele au fost obligate să restabilească terenul la starea lui inițială. Totodată, persoanele vinovate riscă și amenzi de până la 1.200 de lei pentru folosirea neautorizată a terenurilor din fondul forestier. Incendiu cumplit de vegetație în apropiere de localitatea Chițcani. Mai multe lanuri de grâu au fost cuprinse de flăcări. Incendiul a izbucnit în dimineața de 19 iulie, focul răspândindu-se atât pe teritorii controlate de așa numitele autorități transnistrene, cât și pe cele ale raionului Căușeni. La fața locului au intervenit echipaje de pompieri din Bender și Căușeni, care au luptat ore la rând cu focul. În total, potrivit datelor preliminare, incendiul a distrus 8 hectare de teren unde creștea grâu. Cauza exactă de la care a izbucnit incendiul, dar și pagubele aduse vor fi stabilite în cadrul unei anchete. De negăsit de mai bine de o săptămână, tânărul care apare în imagini este căutat de familia sa, dar și de poliție, după ce în data de 11 iulie a plecat de acasă din satul Ulmu, raionul Ialoveni, într-o direcție necunoscută, iar din acea zi nimeni nu mai știe unde să-l caute. Băiatul are vârsta de 19 ani, înălțimea de 1,82 m, corpolența medie și părul șatin. În ziua dispariției, el purta un tricou negru, pantaloni scurți, orange combinat cu negru și Adidas de culoare neagră. Persoanele care cunosc informații despre locul aflării băiatului sunt rugate să anunțe detalii la numerele de telefon indicate pe ecran. Orice informație poate fi utilă. Dacă ai fost martorul unei situații interesante ce poate deveni o știre, expediază imaginile la adresele indicate pe ecran. De asemenea, poți contacta echipa 902 la numărul de telefon 062 071 902. Știrea ta o va vedea o țară întreagă.